să ții porunca aceasta la vremea hotărâtă, din an în an. Când te va aduce Domnul în țara cananiților cu majorație și părinților tăi și când ți-o va da, să închin Domnului pe orice întâi născut, chiar pe oricine întâi născut din vitele pe care le vei avea, orice parte bărbătească este a Domnului. Să răscumperi cu un miel pe orice întâi născut al măgăriței, iar dacă nu-l vei răscumpăra să-i frângi gâtul. Să răscumperi de asemenea pe orice întâi născut de parte bărbătească dintre fiii tăi, și când te va întreba fiul tău într-o zi ce înseamnă lucrul acesta să-i răspunzi. Prin mâna lui cea tot puternică Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei. Și fiindcă faraon se încăpățâna și nu voia să ne lase să plecăm, Domnul a omorât pe toți întâi născuți din țara Egiptului. De la întâi născuți ai oamenilor până la întâi născuți ai dobitoacelor. Iată de ce aduc jertfă Domnului pe orice întâi născut de parte bărbătească și răscumpăr pe orice întâi născut dintre femei să fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochi, că -și prin mâna lui atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt. Amin. Scumbi mieri, ocupați-vă locurile. Este harul Domnului să fim împreună și să ne închinăm Domnului. Mari și mici, femei și bărbați, oameni de peste tot ne-am întâlnit în această seară aici ca să ne închinăm Domnului. Cu noi sunt mulți alții, sunt în fața unui computer acum și se bucură în Duhul de prezența acelui ași Dumnezeu care umple pământul, lăudat să fie în numele lui. În seara aceasta vom rosti din nou cuvântul de predică în legătură cu familia. Este anul familiei și noi știm că un om al lui Dumnezeu care este bărbat va fi un soț bun și un tată bun. Și un om al lui Dumnezeu care este femeie va fi o mamă bună și o soție bună. Iar cine nu este omul lui Dumnezeu, bărbat sau femeie, și totuși este soț sau soție, dacă nu poate să fie credincios Domnului, atunci greu de crezut că va excela în viața de familie. În această seară vom vorbi despre principiile familiei. Am citit deja despre unul dintre ele, spre exemplu. Și Vom vorbi despre câteva principii. Predica aceasta este mai lungă și probabil că nu se va epuiza în seara aceasta. Scopul nostru nu este să o epuizăm sau nu. Viața întreagă este timpul pe care îl avem să cercetăm Evanghelia. De aceea facem lucrul acesta nu cu grabă, ci cu responsabilitate. Aceasta este cea de-a cincea întâlnire pe care o avem și tema este principiile familiei. Atunci când vorbim despre principii, vorbim despre foarte multe lucruri. Probabil am putea să găsim 15 sau 20, dacă nu chiar mai multe. Evident, nu acesta este scopul nostru. O să amintim doar câteva dintre ele și pe cele care răsună mai bine în vremea aceasta, în funcție de contextul pe care îl traversează poporul lui Dumnezeu. Principiul unității este primul despre care vreau să spun câte ceva. Și am pus acolo o imagine care vorbește despre o relație de unitate, uneori impusă și obligatorie, și alteori dorită și voluntară. Aș vrea să spun faptul că condiția unei relații de unitate între oameni și prin excelență în mod special în familie, este maturitatea celor doi oameni, bărbatul și femeia, soțul și soția. Atunci când soțul este un om matur, spiritual, și nu numai spiritual, omul acesta va investi ca să trăiască în unitate cu soția lui. Uneori va renunța de la multe lucruri pentru ca să promoveze unitatea și să o păstreze nu se va aștepta întotdeauna el să aibă ultimul cuvânt, și nici să se facă întotdeauna cum crede el. Pentru că și soția lui, aleasă de el, dintre milioanele de fete, tocmai pentru că a găsit-o valoroasă, înțeleaptă, credincioasă, pe lângă frumoasă, și ea are gânduri bune și intenții bune pentru viață. De aceea, va lăsa când unul, când altul pentru ca să nu se dea nimeni jos din căruță supărat și să rămână amândoi acolo în unitate. Unitatea este rodul efortului celor doi. Cu cât ei sunt mai maturi, cu atât vor lăsa unul după altul, respectându-se unul pe altul. Și dacă uneori se vor aprinde în dorința de a se impune unul față de celălalt, vor face o cană de ceai, se vor ruga și se vor întreba care sunt argumentele tale pentru punctul de vedere pe care vrei să-l impui. Îți dau 5 minute și te ascult. Încearcă să-mi explici de ce ții tu neapărat să faci așa. Pentru că și eu îți voi explica de ce țin neapărat să fac altfel. Comunicarea este importantă. Noi nu suntem din sticlă ca partenerul să ne citească gândurile sau simțămintele. Este nevoie să le comunicăm, și argumentându-ne punctul de vedere, probabil că partenerul va înțelege de ce noi dorim într-un fel sau în altul și se va lăsa înduplecat mai mult sau mai puțin. Condiția unității este maturitatea și maturitatea aceasta este un proces împărțit în multe etape. Primul, prima etapă este dependența și perioada aceasta de dependență este în primul rând atunci când copilul este 9 luni de zile în pântecele mamei lui. El este totalmente dependent de mama lui. După aceea, până pe la vârsta de 12, 14, uneori 16 sau 18 ani, rămâne dependent parțial de părinți în primii ani de viață. Însă, lucrurile merg înainte și sigur că urmează independența. El merge la școală, vorbeam puțin mai devreme de Jonathan. Își găsește de lucru și chiar dacă este tinerel începe să stea pe propriile lui picioare. Sigur, rămâne într-o relație de consultanță cu părinții, dar începe pur și simplu să se miște singur. Tremură inima mamei în perioada aceea, dar tatăl o încurajează și îi spune, lasă-l în pace că e băiat și că se va descurca. Este începutul perioadei de independență. Însă atunci când independența aceasta este asumată și când gena ta pleacă de acasă, și când întâlnește după câțiva ani de zile, matur fiind de acum și intelectual și emoțional și spiritual, dar și puțin material, se gândește la o fată și când o întâlnește îi cere mâna, stau un pic să se uite unul la altul, să aștepte voia Domnului, confirmarea părinților și programează logodna și nunta. Și atunci când ei se căsătoresc, urmează interdependența, adică dependență reciprocă. Fiecare depinde de celălalt, nu soția de șeful. Nu, ci soția de soțul ei și soțul de soția lui. Amândoi stau și fac planuri. Amândoi gândesc lucrurile care au legătură cu banii, care au legătură cu decizia, cu direcția familiei, cu viața spirituală, copiii, rudele. Amândoi stau la sfat. Poate au nevoie să se consulte cu părinții. Să le ceară sfatul pentru că sunt înaintea lor cel puțin cu 20 de ani. Poate vor să ceară sfatul păstorului sau unei alte rude pe care o văd un om cu capul pe umeri. Dar ei până la urmă vor lua decizia, și dacă nu-i bună o vor plăti, iar dacă e bună, se vor bucura, strângând rodul la decizia bună. Este însă și un risc. Riscul codependenței. Cuvântul acesta a intrat de curând în limbă, în limba română. Și până la urmă înseamnă o nesiguranță sau o siguranță totală, absolut dominantă, cu privire la propriile forțe. Și aș vrea să vă dau câteva exemple. Primul dintre ele este exemplu unui comportament de negare. Codependența aceasta se exprimă și printr-un comportament de negare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că are o încredere foarte mică în propriile forțe, un puternic complex de inferioritate. Mai ales dacă a crescut în sărăcie, dacă a avut niște părinți dominanți care i-au frânt voința și care ori de câte ori când a vrut să-și deschidă gura în copilărie, tata i-a spus, stai din gură mă, nu vorbi înaintea mea, de ce? ca așa vreau eu. Tot spunându-i asta în fiecare zi la frânt și el a rămas frânt și nu s-a putut dezvolta. Mai ales dacă a fost fată, a fost și mai ușor de frânt. Întotdeauna când autoritatea părinților este excesivă, este prea mare, copilul nu se poate dezvolta pentru că nu îi se permite. Și când va ajunge adult, el a ajuns adult la trup, dar în interior nu a crescut. Emoțional, el nu are încredere în el. Și provocările vieții care îi stau în fața, cum va fi tată pe lângă faptul că e soț, va fi mamă pe lângă faptul că e soție, el nu are încredere în el. El s-a căsătorit, care că are 20 de ani. Ea s-a căsătorit, că i-a venit vremea, dar înăuntru, nu este dezvoltată nici intelectual, nici emoțional, nici spiritual, și atunci nu are încredere în ea. Nu, nu vrea să conducă mașina. Îi e frică. Este doar un exemplu. Pot să dau un milion de alte exemple. Nu-și poate asuma responsabilități care sunt legitime la vârsta de 20 de ani. Sau are un comportament de conformare excesivă, adică e ușor de influențat. Oricine vine și îi spune un lucru se conformează. Poartă batic, își spune batic, dă jos baticul, nu mai poartă batic. Nu are principii, nu are coloană, nu are verticalitate, pentru că a fost frântă, nu și-a și făurit o mentalitate proprie. Și când cineva vine și îi spune, mută-te pe scaunul acesta, să întrebe dacă nu vă supărați, puteți să-mi explicați și de ce nu are îndrăzneala să întrebe, pentru că și-a cultivat un puternic automatism de a se conforma. că bine, că rău, se mută. Ce șanse are să evite cursele vieții dacă în felul acesta a fost crescută sau crescut? Stimați părinți, nimeni nu poate nenoroci un copil mai mult decât sistemul care le ducă în perioada copilăriei când nu poate să facă ce vrea și face ce... Îi este impus de către adulți, părinți profesori, biserică și așa mai departe. Comportament, comportamente de control, haideți să le luăm puțin pe rând și să vorbim despre ele. Comportamentul de negare, afirmații de genul îmi dau seama cu greu ce simt. Adică nu are un punct de vedere. Uneori, soția mă întreabă, ai început de curând să iei medicamentele acestea de colesterol, au trecut trei luni, te simți mai bine? Și eu spun, nu știu să spun dacă mă simt mai bine sau nu, că dacă mă simt doar puțin mai bine, nu am aparat, nu, am, nu sunt foarte ascuțit ca să-mi dau seama. Trebuie să mă simt mult mai bine ca să simt dacă mă simt mai bine. Și trebuie să mă simt mult mai rău ca să, mă simt, ca să, să simt că mă simt rău. Dar dacă mă simt 5 grade mai bine sau 5 grade mai, mai, mai rău, nu pot să-mi dau seama de treaba asta. Există o insensibilitate la anumite persoane. Sau am tendința să minimalizez, să neg ceea ce simt cu adevărat. Sunt oameni care, în cadrul familiei, nu au libertatea să spună ce simt. Pentru că întotdeauna li s-a pus mâna la gură, s-au obișnuit să-și nege propriile simțăminte. Își ascund durerea. Îi, dore, îi doare ficatul sau inima sau într-un alt loc al trupului de cinci luni de zile. Și pur și simplu nu au libertatea să împărtășească cu tovarășul de viață această durere care are evident un mesaj. Mesajul că dacă te doare azi, aici, mâine, dincolo, nu-i problemă, înseamnă că ai și locul ăla și celălalt. Dacă te doare în același loc, pe lângă faptul că l-ai, înseamnă și că locul acela e bolnav. E o astfel de persoană care și-a construit un comportament de negare și neagă propriile simțăminte. Nu se simte liber sau liberă să comunice ceea ce simte, ceea ce gândește. E foarte introvertit, foarte introvertită și mai târziu îl va învinovăți pe tovarășul de viață că nu, nu și-a dat seama, nu, nu, a văzut. Dar cum să văd eu ce e în inima unui om dacă omul acesta nu spune ce e în inima lui? Domnul nu mi-a descoperit, el sau ea nu mi-a spus, eu sunt nevinovat. Mă consider o persoană foarte generoasă, complet dedicată bine lui celorlalți. Vedeți? Complet dedicată binelor celorlalți. Există în toate lucrurile o măsură Există în toate lucrurile o măsură, și în slujire, și în închinare, și într-una, și în alta. Această dedicare fără limită nu este de fapt o dedicare ideală, ci este o, o dedicare dezechilibrată. Pentru că în timp ce noi ne dedicăm pentru un lucru, să nu uităm că mai sunt încă cinci lucruri care așteaptă la rând, noi nu suntem doar soți. Suntem și tați, suntem și membri ai bisericii, suntem și șoferi, suntem și muncitori, suntem și vecini, suntem și cetățeni. Și iată, dar câtă grămada de responsabilități sunt pe umerii noștri. Nu le putem neglija pe toate în timp ce facem una exagerând o Echilibru e mama înțelepciunii, nu dedicarea pentru un lucru în timp ce le neglijezi pe altele. Încrederea în sine redusă mi greu să iau decizii. Nu știe ce decizii să ia. Și tot timpul stă la mâna altora care iau decizii. Tot timpul întreabă: Tu ce părere ai? Și dacă întreabă pe cine nu trebuie și primește un răspuns greșit, un sfat greșit, evident că se duce pe un drum greșit. V-am spus odată că am intrat cu cineva într-un magazin să ne cumpărăm câte o carte când eram, când eram studenți. Și mi-a fost dat să văd. Un om care nu a putut să se hotărască să cumpere cartea. De două-trei ore a cerut-o, de două-trei ori a, două, a dat-o înapoi, de două ori a ieșit din librărie și de două ori ne-am întors înapoi. Pur și simplu m-am mâncat pielea, n-am putut să mai aștept atât de mult. Sunt oameni care iau foarte greu decizii. Dacă soțul și soția sunt pur și simplu foarte diferiți, unul este coleric și odată-i cade fisa, iar celălalt este flegmaticul acela care are nevoie de două zile să ia o decizie. Atunci când trebuie să iau o decizie în familie, ei trebuie să aibă multă răbdare unul cu altul, pentru că altfel vor fi la un pas să se certe foarte tare. Tot ceea ce fac nu este suficient de bun. Cea mai mare teamă a unei femeie că nu merită să fie iubită, cea mai mare teamă a unui bărbat este că nu iubește bine. Bărbatul trăiește pentru performanță și nimeni nu-i poate tăia aripile decât o soție negativistă. Și nimeni nu-i poate da ari decât o femeie înțeleaptă care își încurajează bărbatul și dacă îl mustră, îl mustră cu înțelepciune și nu confundă mustrarea cu cicăleala. Pentru că sunt unii bărbați care pot purta mai multă cicăleală, dar sunt alții care se frâng ușor și dacă îl frângi, vei avea un bărbat frânt și când ți-ar place să stea în picioare. Un bărbat are nevoie să fie încurajat să primească aripi de la soția lui, că toată lumea să-mi spună că am predicat bine, dacă soția mă va critica în mașină că n-am predicat bine, tot ce îmi spune toți ceilalți nu va avea valoare în fața criticii ei, pentru că întotdeauna complimentul cel mai important pentru noi este de la tovarășul de viață, nu de la străini. Ăla are, ăla este definitoriu pentru noi și important. Este atât de important să ne încurajăm tovarășul de viață și chiar dacă au trecut 40-50 de ani de căsnicie, să nu uităm că e doar un om care întotdeauna are nevoie să îi se confirme că a făcut bine ce a făcut. Să nu fim totdeauna cu ciocul pe el, spunându-i, a, nu e bine, aia nu e bine, aia nu e bine, aia nu e bine, pentru că nu va face altceva decât să nu mai facă nimic, că ori face, ori nu face, oricum nu face bine. Și la urmă urmează următoarea critică, că de ce nu mai faci? Păi cum s-o scos la capă cu astfel de ființă? Înțelepciunea este necesară în familie. Să nu punem prea mult pe tovarășul de viață, că e doar un muritor. Me atunci când sunt lăudat, atunci când primesc cadouri sau recunoaștere. Și toată aceasta noi o prezentăm ca o virtute, ca o modestie creștină. Fraților, e nevoie de modestie creștină, dar și modestia aceasta are limitele ei. Dacă omul acesta e un om care face o slujbă bună în biserică, asemenea lui Pavel altă dată, cu privire la Acuila și Priscila, din când în când îi spun, ești un bărbat ales și sunt foarte bucuros că suntem împreună în aceeași biserică și tovarăși de arme în lucrul împărăției. Din când în când el are nevoie să audă lucrul acesta. Eu tot timpul îl pot, îi pot tot timpul pot ascunde de el complimentul acesta ca să nu se îngânfe. Dar o extremă este să nu se îngânfe și alta, altă extremă este să-și piardă omul inima, că niciodată nu este încurajat, nu este recompensat. Recompensa este necesară întotdeauna, uneori e financiară, alteori e sub formă de compliment, alteori este sub formă de încurajare, recunoașterea aceasta că existăm și noi, că atunci când am întors casa, cartea aceasta așa, a fost nevoie să o întorc și munca mea e văzută de cineva și mai ales de tovarășul meu de viață, de părintele meu și de șeful meu. Nu vrea șeful să mă mărească salariul dar măcar să-mi spună, am văzut că ieri a excelat în chestiunea aceea. Nu întotdeauna un compliment ține loc de mărirea salariului, dar o vorbă bună spusă la timp, mângâie inima, răcorește Duhul și fiecare dintre noi avem nevoie de o încurajare. Fraților, am întrecut măsura cu absența încurajării, recunoașterii și complimentelor că se îngânfă. Numai noi nu ne îngânfăm, toată lumea ne e teamă că se îngânfă. Prea preocupați suntem de îngânfarea altora. Prea preocupați, văduvindu-i de un compliment pe care îl merită. Pavel n-a avut așa ca noi o grijă excesivă. Și de pronunță 26 de nume în cele 14 epistole, spunând, îl laud pe omul acesta și pe acesta, pentru că a primit în gazdă, pentru că a făcut și pentru că a adres. Oameni buni, este nevoie de această încurajare. Noi pe Domnul îl lăudăm, nu pe oameni, dar trebuie să confirmăm eforturile oamenilor. Pentru că voluntarul acesta, peste care ninge și plouă de 20, de 30, de 30 și ceva de ani în biserica asta, are și el nevoie odată la un an sau la doi să-i spună păstorul următoarele cuvinte. Știu că geamul de la clădirea aia este pus de tine. Știu că acolo ar fi fost o gaură dacă nu plăteai 500 de dolari să-l pui. Odată la un an, doi, are și el nevoie să audă cuvintele astea. Că e un om. Așa ne-a creat Dumnezeu să avem nevoie de confirmarea celor de lângă noi, mai ales a celor care ne sună și ziua și noaptea și ne pun la lucru. Dacă o soție sau un soț nu primește această recunoaștere și această confirmare din când în când, dacă întotdeauna suntem preocupați ca să nu se îngânfe, mi-e teamă că îl frângem sau o frângem în fiecare zi. Și consecințele vor fi o femeie bolnavă sau un bărbat bolnav. Nu le pot da celorlalți să aibă grijă de nevoile și de dorințele mele. Există această neîncredere totală pe care cineva o poate avea. Codependență, asta înseamnă. Sau pun prea mulți preț pe aprobarea celorlalți decât pe propria mea aprobare. S-ar putea să trăim în mijlocul unui anturaj care vorbește. Prea mult pozitiv, fără nicio greutate, sau prea mult negativ, fără nicio greutate. E adevărat, pentru noi contează foarte mult ceea ce ne spun cei din jurul nostru. Dar nu vom deveni dependenți la ceea ce ei ne spun. Aprobarea lor este importantă, dar în același timp și, și noi avem Duhul lui Dumnezeu. Tot alții știu cum suntem noi. Numai noi nu știm. Și noi avem Duhul lui Dumnezeu și simțim când o predică este inspirată și când nu e, când o prorocie e de la Domnul și când nu, când ceva e pentru noi și când ceva nu e pentru noi. E adevărat că ceea ce noi simțim nu este infailibil. Noi putem greși. Infailibil înseamnă fără greșeală. Noi putem greși cu ceea ce simțim, dar totuși contează ceea ce simțim. Are un anumit preț ceea ce simțim. Nu mă consider o persoană valoroasă sau demnă de iubit. Știți că sunt oameni cărora le-a intrat în cap că nu merită să fie iubiți? Și sunt alții care cred că nimeni nu mai trebuie iubit decât el sau ea? Oameni care trăiesc la extreme. Oamenii care trăiesc la extreme sunt oameni. Nu știu dacă să spun dificil sau complicat, nu știu ce cuvânt să folosesc ca să fie un cuvânt politicos, dar în același timp să spună ce vreau să spun. Oamenii aceștia care trăiesc la extreme. Uh, Pun povară pe relație, dacă e soția sau soțul, trebuie multă răbdare, trebuie multă rugăciune ca să poți purta manifestarea, exprimarea unei persoane care este așa la extremă. Dar să știți că de cele mai multe ori o persoană care a ajuns la extremă, a ajuns la extremă ca o manifestare a poverilor pe care le-a purtat în mod inutil datorită circunstanțelor de viață. Sunt soții, mai ales soții că sunt un vas mai slab și din punct de vedere emoțional sunt mai slabe. Care ajung în depresie, li se slăbește sistemul nervos foarte mult, încep mai întâi să tremure în interior și apoi le tremură trupul, nu mai pot să suporte zgomote, nu mai pot asculta muzică, le deranjează apa care curge la cuvetă, nu mai pot să suporte proprii copii sau nepoți. Asta demonstrează un sistem nervos absolut uzat la maxim. Ca o mașină de care ai tras, ai apăsat accelerația la maxim și pur și simplu 5 ani așa ai lucrat cu ea. Ai uitat să-i schimbi uleiul, ai uitat să-i mai pui antifriz, ai uitat să-i mai umfli cauciucurile, ai... pur și simplu singura preocupare a fost să tragi de ea. E un astfel de sistem nervos, fără odihnă, doar apăsat, fără nicio încurajare, fără nicio grijă. Din... Înțeleg că guvernul nu are milă de soția mea, dar nici eu să nu am. Înțeleg că pe vecini nu interesează și poate nici pe biserică. Nu vorbesc de mine personal, vorbesc de un caz ipotetic, dar nici pe soț să nu-l intereseze, nici pe soție, nici pe copii. Voi știți că ați fost născuți de o femeie numită mama voastră. Voi știți că femeia aceea v-a crescut, s-a dedicat voi 15 ani, cel puțin. Știți că femeia aceea se așteaptă să-i cereți părerea, să-i spuneți mulțumesc, să-i dați un telefon, să-i duceți o floare. Poate nu știe să vorbească ca voi engleză și nu știe să intre pe internet. Dar femeia aceea v-a purtat în pântece. A avut 9 luni foarte grele și apoi încă 15 ani. Să nu uitați că există un război de uzură cu soțul, cu soția și cu părinții. Uneori chiar și cu copiii. Să ne gândim la, această, la aceste riscuri ale codependenței. Riscul comportamentului de conformism îmi compromit integritatea și propriile valori pentru a evita respingerea sau furia celorlalți. Adică, imaginați-vă o soție timidă, introvertită, retrasă și un soț foarte dominant, care tot timpul iese și se luptă. Cum nu-i place ceva, întotdeauna se luptă. Și întotdeauna când leu se luptă, leu e puternic și este agresiv. Sigur că în cazuri, cred eu, mai rare, dar feminismul a promovat și atitudinea aceasta agresivă feministă. O soție care pur și simplu te toacă, dar te toacă mărunt. Și soțul a încercat să se opună, dar n-a avut niciun succes. Și atunci, încet, 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 s-a închis în cutia cu nimic pe care o are orice bărbat. S-a simțit ținut sub papuc, s-a simțit întotdeauna împins, niciodată nu i-au fost recunoscute meritele și până la urmă nu mai are nici o îndrăzneală să își spună punctul de vedere, pentru că întotdeauna este respins și o atitudine de mare furie vine peste el. Și uitați ce se întâmplă, în compromit integritatea și propriile valori pentru a evita respingerea și furia celorlalți. Adică oamenii aceștia n-au putere să spună, ascultă-mă, nu mai îmi da alcool să beau, pentru că nu beau. Poți să ții, poți să te enervezi, poți să crezi că-ți condus de mami la 20 și ceva de ani, dar eu nu-mi compromit integritatea să nu te înfurii tu. Poți să te înfurii până strece. Eu am valori pe care le respect. Nu mai trăiți atât de mult să-i faceți pe alții, alții să, să, se simtă bine, în timp ce Dumnezeu plânge întotdeauna. Tot timpul vreți să fiți grozavi în fața colegilor, dar de ce colegii merită să vă vadă grozavi și Dumnezeu niciodată nu merită? De ce? De ce părinții nu merită niciodată să vă vadă grozavi? Doar colegii merită să vă vadă grozavi. De ce aveți demnitate doar pentru colegii și prietenii voștri și niciodată pentru părinți? Sunt foarte receptiv la ceea ce simt ceilalți și le preiau stările. Și asta este un exces emoțional. Mai ales femeile sunt tentate să se încarce emoțional cu toate poverile celor din jur am cunoscut împreună cu un grup de slujitori din biserică o astfel de persoană care pur și simplu era sufocată de poverile celorlalți. Și îi se părea că e normal ca și Dumnezeu să poarte ea mai mult decât poate purta un muritor. Niciodată Dumnezeu nu se așteaptă să fim mai mult decât un soț, decât o soție, decât un pastor. Să știți, frați și surori, că doar un om. Nu pot vorbi cu doi la telefon în același timp să nu vă supărați pe mine. Nu pot fi în două locuri în același timp, sunt doar un om, indiferent de studii, indiferent de dedicare, indiferent, de, indiferent sunt doar un om. Orice ai face, rămâi doar un om ca soț, ca soție, ca mamă, ca tată, ca muncitor. Nu încerca să fii doi oameni într-unul. Oamenii nu sunt formule de șampon. Putem fi doar într-un singur loc odată. Putem vorbi doar cu o singură persoană odată. Nu dați impresia că cineva e zmeu, că nu suntem zmei, zmei sunt doar în povești. Sunt persoane de bază. Trebuie să fim realiști și să spunem îmi asum responsabilitatea pentru lucrul acesta. Dar nu încerca să-ți asum prea multe și să nu poți să faci, pentru că la urmă vei cădea de rușine și în familie și în biserică și la serviciu. Sunt extrem de loial și rămân prea mult în situații care îmi fac rău. De câte ori nu ai fost într-un anturaj unde se bârfea? Și ai, ai simțit o voce, ai auzit o voce în ureche, ridică-te și pleacă. Discuția care s-a promovat nu face altceva decât să desfacă un sac de garbici în viața ta. Și în zilele următoare vei mirosi urât în sufletul tău, ridică-te și pleacă. Dar ți-a fost rușine. Ți-a fost rușine că ai știut că dacă pleci atunci ceilalți vor zice, a, pocăitule, tu nu poți să participi la o astfel de discuție, tu faci pe sfântul, tu pleci acasă. Trebuie să avem integritatea când se discută în prezența noastră despre alți sfinții ai lui Dumnezeu. Să ne ridicăm și să plecăm. Și în mod pasiv, să nu ne facem vinovați că luăm parte la discuții mișele. În felul ăsta a fost omorât și Brutus și Mihai Viteazu. Să avem demnitatea și integritatea de a ne ridica în picioare. Și chiar dacă nu spunem nimic prin faptul că dispărem din locul acela. Gestul nostru are mesaj. Nu vreau să mă, fac, să mă complac în astfel de discuții. Eu am un alt nivel de maturitate. Nu pot să mă comport la, la nivelul acesta. Există riscuri ale codependenței. Pun preț pe părerile și sentimentele celorlalți mai mult decât pe ale mele. Când propriile opinii și sentimente sunt diferite, mi-e frică să le exprim. De câte ori nu ai fost întrebat un lucru și ți-a fost rușine să spui ce vrei? Am fost martor într-o seară la, un astfel, la o astfel de împrejurare aici. Au fost un grup de tineri și eu știam că ei au nevoie de o cască să audă în limba engleză ceea ce se spunea în românește. Și cineva a mers la ei și le-a oferit câte o cască. Era acolo o persoană dedicată pentru asta. N-a putut să stea în sală să asculte pentru că a avut menirea și slujirea să se ducă și să piardă din vedere hrana personală ca să slujească altora. Și fiecare au fost invitat să primească o cască. Eu m-am uitat să văd cine refuză. Și am văzut câțiva tineri. Eu știu că am dificultăți să mă înțeleg cu ei în limba română. Evident, o predică e mult mai adâncă decât discuția mea pe, cu ei pe hol. N-au avut îndrăzneala să primească o cască pentru că au ținut prea mult la opinia celorlalți despre ei să nu știe nimeni că ei nu se descurcă bine în limba română. Și au stat acolo și n-au înțeles nimic. Ascultați-mă, este o atitudine greșită. Marea noastră problemă este să impresionăm pe alții, să creăm impresii. Ascultați-mă, nu le folosește, nu folosește la nimeni. Fiecare dintre noi avem limite. Unul are o limită într-un fel, altul altă limită în alt fel. E bine să ne cunoaștem slăbiciunile unii altora, că în felul acesta ne putem proteja, dacă o soție sau un soț încearcă prea mult să se ascundă și să nu spună că are o vulnerabilitate într-un anumit domeniu și soțul nu știe sau soția nu știe, cât timp va reuși să ascundă asta? Mai bine ar fi să spună și partenerul îl va acoperi în direcția aceea. Altfel, îl lasă expus sau expusă și familia se face de rușine. Este normal în echipa de slujire să ne cunoaștem defectele și să nu punem pe unul dintre noi să facă ceea ce face cel mai slab din tot ceea ce știe să facă și să alegem pe un altul care face bine lucrul acela și pe acela să-l punem în față, că de aceea suntem zece în echipă. Cine apără cel mai bine, îl punem în poartă. Cine dă cel mai repede goluri, îl punem înaintare. Cine știe să disciplineze și să, să gestioneze jocul, îl punem la centru. Ca și, în tru, ca și în sport ne comportăm și în echipa de familie și în echipa de slujire. Încercăm să ne protejăm vulnerabilitățile, nu să ni le expunem. Că niciunul dintre noi nu vine în adunare și spune vreau să vă spun una dintre slăbiciunile soției mele. Las la o parte hâburile mele și celelalte interese pentru a face ceea ce doresc alții. Cât poate o soție să se neglijeze pe sine pentru altul sau invers? De obicei o soție. Cât? Și să trecem un pic mai repede și să ne apropiem de încheiere. Comportament de control. Aici există cealaltă extremă. Cred că majoritatea oamenilor nu sunt în stare să aibă grijă de ei. Dacă te-ai căsătorit cu soțul sau cu soția asta, ce crezi că vei păți? Tot timpul va încerca să-ți spună ce să faci. În cele mai mici detalii îți va spune ce să faci. Și tot timpul te va suna pe drum să-ți aducă aminte, fie că e nevoie, fie că nu e nevoie. Și te vei simți îngrozitor, pentru că fiecare dintre noi avem nevoie să ni se aducă aminte, dar până la o limită. Acum să mă sune și să-mi spună, nu uita să respiri? Trebuie să dăm un pic de respect ovarășului de viață. Trebuie să-i dăm un pic de valoare. Trebuie să recunoaștem că și el și ea știu să facă câte ceva. Dacă tot timpul credem că nu e în stare de nimic, cum se face că am, așteptat să ne că am acceptat să ne căsătorim cu persoana asta? Încerc să conving pe ceilalți despre cum ar trebui să gândească sau cum ar trebui să se simtă cu adevărat. Vi s-a întâmplat vreodată să aveți o discuție cu cineva și să, într-o discuție de o jumătate de oră, de un sfert de oră, de o oră, să nu aveți timp să spuneți și dumneavoastră două, trei cuvinte? Vi s-a întâmplat? Întreb eu cât respect are persoana cealaltă pentru dumneavoastră dacă dumnealui sau ei are dreptul să vorbească o oră și eu n-am dreptul să vorbesc un minut. Cam cât? Ce crede persoana aceea despre mine? Evident, crede că orice aș spune nu sună bine, de aceea nici nu mă lasă să spun lucruri care nu sună bine. Frații mei, să nu uităm că am avut dreptul să ne alegem tovarășul de viață. Și e bine să împărțim nu doar patul, și nu doar masa. Să împărțim și timpul de discuții, să împărțim și suferința, să împărțim și poverile și să fim respectoși și înțelepți. Că să fim dominanți, să știți că nu trebuie carte pentru asta. Să fim nedrepți și să furăm tot timpul. Noi avem dreptul să vorbim, noi avem dreptul să sfătuim, noi tot timpul avem păreri, noi tot timpul ne pricepem și la aia, și la aia, și la aia, și la aia, și la aia. Oameni buni, nu cred că este adevărat. E nevoie de sensibilitate, e nevoie să crească lângă noi oameni, să le lăsăm să crească, să-i ajutăm să crească, să-i lăsăm să greșească, pentru că atunci când greșesc, învață să facă lucrurile mai bine. Dacă suntem mame sau tați, să avem grijă cu această atitudine dominantă, trebuie să împingem puțin în față pe copii și să-i lăsăm să greșească, pentru că puțin câte puțin ei trebuie să învețe să facă lucrurile alea, că se căsătoresc. Mă deranjează atunci când ceilalți nu mă lasă să-i ajut. Mă deranjează atunci când ceilalți nu mă lasă să-i ajut. Nu putem să ajutăm pe oricine și oricând. Vă dau un exemplu. Imaginați-vă o femeie și un bărbat în avion. Și fiecare are câte o geantă și vrea să o pună în cutia de deasupra. Și cineva de genul acesta, care vrea să ajute, se ridică și îi spune Doamnei îmi permiteți să vă ajut și ia geanta. Sigur că doamna se va simți onorată să fie ajutată, dar acum în spatele doamnei e un domn, bărbatul sau, sau altcineva. Și acum binevoitorul, care nu, 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 poate să stea fără să ajute pe oameni, îi spune și domnului, domnule îmi permite să vă pun geanta. Ce credeți că zice bărbatul? Femeia se bucură când e ajutată și altcineva îi pune geanta, dar ce credeți că zice bărbatul? <laughs> Indiferent ce zice, va gândi următorul lucru. Dar crezi că am fru un handicap? Nu sunt în stare să-mi pun geanta? Trebuie să avem grijă atunci când încercăm să ajutăm pe cineva. Trebuie să nu-i dăm impresia că e copil. Trebuie să ne asumăm că nu ne putem permite să-i cerem orice să-l ajutăm. Și numai acolo unde vedem că ne cere ajutorul sau unde simțim că ar vrea să ne ceară ajutorul. Dacă tot timpul facem așa cu copilul sau cu tovarășul de viață, să știți că dezvoltăm un complex de inferioritate. Să avem înțelepciune și să avem tact în privința aceasta. Ofer gratis sfaturi și îndrumări celorlalți, chiar și atunci când nu sunt întrebat. Dumneavoastră mă puteți crede că astfel de persoane sunt ocolite? Pur și simplu sunt ocolite de oameni. Pentru că atunci, cum te prinde? Te tăbară cu sfaturi. Ai nevoie, n-ai nevoie, deșartă sfaturi. S să nu oferim sfaturi gratuite că ne pierdem respectul în fața oamenilor. Să-i lăsăm pe ei să ne dea de înțeles că au nevoie de sfatul nostru. Oamenii au nevoie de sfaturi, dar să nu trecem măsura cu oferirea sfaturilor, pentru că atunci devin prea ieftine și atunci când noi am vrea să facem un bine, de fapt, nouă înșine ne facem un rău. Îi copleșesc pe ceilalți la care țin cu daruri și favoruri. Trebuie să simt că cealaltă persoană are nevoie de mine. Ce ziceți dacă se căsătorește omul ăsta, bărbat sau femeie, și el se simte satisfăcut doar atunci când simte că celălalt are nevoie de el? Ce credeți că va face când vede că celălalt nu are nevoie de el? Ce credeți că crede celălalt când vede? că partenerul tot timpul așteaptă să-i spună am nevoie de tine, nu vrei să-mi ungi o felie cu unt. Este nevoie să-i încurajăm și să-i creștem pe cei de lângă noi. Este nevoie să dăm valoare presupunând că și ei se pricep să facă anumite lucruri. Dacă tot timpul le spunem celorlalți de lângă noi, în ciuda faptului că sunt adulți, lucruri care sunt la nivelul copiilor, în felul acesta noi ne pierdem respectul în fața lor, și de fapt mesajul nostru față de ei e un mesaj destul de neplăcut. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun, sau de fapt să încep să-l spun, este principiul completării. Secretul completării costă în existența, recunoașterea și folosirea pozitivă a diferențelor. Este ușor de înțeles că bărbații sunt niște, diferi niște ființe diferite de femei și invers. Am pus acolo un borcan și capacul lângă el. Ați cumpărat dumneavoastră vreodată ceva într-un borcan fără capac? Ați cumpărat dumneavoastră vreodată castraveți murați de la magazin fără capac? Nu. Că de la fabrică până la magazin s-ar vărsa de o mie de ori castraveții și zeama din borcan dacă n-ar avea capac. Orice borcan are nevoie de un capac și orice capac are nevoie de un borcan. Capacul nu-i borcan și borcanul nu-i capac. Dar ce se împerechează nu-i borcanul cu borcanul și capacul cu capacul e borcanul cu capacul. În ciuda faptului că sunt diferite, amândouă fac pereche bună. Două borcane nu sunt bune de nimic. Dar un borcan și un capac, fac un borcan cu capac. Ei, tot la fel, doi bărbați unul lângă altul, nu vă mirați ca Adam, în loc de ajutor potrivit, nu era mai bine să mai primească încă un Adam? Puternic, inteligent, bărbat, i-a dat-o pe Eva și mai târziu mai spune Petru și că e mai slabă. Păi, când am nevoie de ajutor, îmi dai mai slabă? dă mai tare, nu mai slabă! Am fost cu cineva să-și cumpere o mașină, n-avea prea mulți bani, și-a găsit o mașină cu, cu an puțini, mai le puține și foarte ieftină. Și nevoie mare, grabă, grabă, hai de repede să nu pun altul mâna pe ea. Ne-am dus și am întrebat, domnule, dar nu vă supărați, de ce o dați așa de ieftin? Și el spune, pentru că are patru cilindri. Era un minivan. Și am zis, hai să încercăm. Un minivan cu patru cilindri și model mai vechi, fără turbo, de-abia plecat de pe loc. E adevărat că consuma puțin, sau cel puțin așa spunea el, dar ce să faci cu ea, că dacă mai o și umpli cu oameni care avea șapte locuri? Săraca mergea greu. Ei, acum, să mai iei una și mai slabă decât asta, omul acela vrea să o vândă din pricina asta. Credeți că și-ar fi luat una mai slabă? Nici de cum, își lua una mai puternică. E cum se face că Adam a primit un ajutor potrivit pe cineva mai slab decât el? Ideea nu a fost să primească pe cineva mai tare, ci a fost să primească pe cineva diferit. Pentru că puterea Evei nu stă în faptul că e puternică, ci în faptul că are ce nu are Adam, că e diferită de el. De aceea la borcan îi trebuie capac și la un capac îi trebuie un borcan. Ei, tocmai acesta este secretul completării, principiul completării. Când Dumnezeu a pus în familie o femeie și un bărbat, a fost mai deștept decât politicienii noștri care legiferează căsătoria între bărbați. Indiferent că în America, în Finlanda, unde vreți dumneavoastră, au fost mai deștept. Închei cu gândurile astea. Filozofi și specialiști. Bărbații sunt filozofi, ei au idei. Femeile sunt specialiste, ele se ocupă de amănunte. Orice femeie știe la ce este bun un medicament pe care e o, o, singură literă. C sau un punct sau o linie sau două puncte. Bărbații nu se pricep la treburi din astea. Ei sunt filozofii, ei au idei. Ei excelează la idei pentru că ei sunt logici. Sunt foarte diferiți. Bărbatul este alpinistul, femeia este turistul. De deci ce are nevoie dacă pleacă în călătorie un bărbat? Uite atâta o poșetuță și așa și ajunge. Dacă pleacă o femeie în călătorie, Acum, orice bărbat care ar fi aici la microfon ar spune că am ce se întâmplă când pleacă în călătorie. Păi nu-ți ajunge por la mașină să mă iertați să nu vă supărați pe mine. E nevoie și de aia, și de aia, dar zic, ce faci cu ploverul ăsta că e vară? Zice, lasă că poate e frig. Păi mă, femeie, e vară, nu-i frig. Dar tu nu mai știi când am fost noi în Spania și am, era să răcim în, în, vară? Și ia plover că s-ar putea să fie frig, dar odată la un milion de ani e frig când de obicei e cald. Dar un plover acolo, o pătură și mult, 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 mult. Un bărbat niciodată nu gândește așa. El e logic, el se gândește ce-i vară. Mi-au două tricouri și am plecat. Uitați-vă la un alpinist, el nu are mult bagaj, are o, o, o în spate, dar un turist, îl are vreo două, trei ruxace. E, astea sunt femeile, sunt oamenii care se ocupă de amănunte. Mamele, pot identifica ce îi trebuie un copil. Și oriunde ar fi cu copilul, din poșeta aia scoate apă, scoate lapte, scoate șervețele umede, șervețele uscate, scoate din alea să te speli pe mâini, scoate, nici nu știu unde a încăput atâtea lucruri într-o poșetă. Computer și radar. Bărbatul e un computer. Are două programe și atâta știe să facă. Femeile sunt radar. De câte ori n-ai fost cu soția într-un loc, ai cunoscut un om și ea te-a tras un pic deoparte și ți-a zis să fii atent că ceva nu-i bine cu omul ăsta. Și a întrebat-o, dar ce nu-i bine, îl cunoști? Ți-a spus cineva ceva? Nu. Dar atunci de unde știi? Zice, simt. Dar ce aia simt? Că un bărbat nu știe ce aia simt. Dacă n-ai argumente logice, dacă n-ai dovezi, dacă n-ai fotografii, ce aia simt? Ei uite, acesta al cincilea simt, al cincilea simt numit simt, adică intuiția feminină, dacă ascultăm ne scapă de multe lucruri. Mulți bărbați recunosc următorul lucru, când soția îmi spune să am grijă de cineva, nici nu mai verific dacă trebuie sau nu, că de foarte puține ori n-a avut dreptate. Iepurele și broasca, aici se referă la viteză. Iepurele știți bine că e mai rapid decât broasca. Aș vrea să ne oprim acum, dragii mei, pentru că timpul a expirat și să stăm înaintea lui Dumnezeu împreună în rugăciunea aceasta de la, începutul, de la sfârșitul serviciului divin și să ne rugăm următoarele lucruri. Acolo undeva în bancă este soția mea, este soția dumitale. Este tovaroșul de viață pe care ni l-a dat Dumnezeu. Acolo undeva în bancă este soțul pe care vi l-a dat Dumnezeu. Împreună am făcut copii, am crescut copii și poate avem nepoți. La vârsta la care am ajuns, suntem siguri că suntem oamenii care ne vrea Dumnezeu și în familie, poate suntem oamenii care vrea Dumnezeu în biserică, dar în familie suntem oamenii aceia. Mai are soția respect față de mine, un respect pe care mi l-am câștigat? Mă respectă copiii mei pe mine când îi chem să vorbim? Sau spun, mai lasă-mă în pace că m-am săturat? Mă respectă nepoții pe mine? Sau văd atitudinea tatălui și mamei lor, adică a copiilor mei care nu mă bagă în seamă? Dragii mei, cel mai greu este să fii om și să ai influență în familie. De aceea aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu pentru lucrul acesta și pentru casele